Meteorologii au emis o avertizare cod galben de nisori moderate cantitativ. Avertizarea intră în vigoare astăzi la ora 20 și e valabilă până sâmbătă la prânz. În condiții dificile de trafic, șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță în mers pentru a putea opri în timp util și să nu se angajeze în depășiri riscante. Evitați acționarea bruscă a sistemului de frânare și a mecanismului de direcție, deoarece autovehiculul pe care îl conduceți poate derapa. Folosiți cu precădere frâna de motor atunci când rulați pe un carosabil alunecos. Nu efectuați depășiri riscante. Folosiți luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri. Potrivit codului rutier, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în cazul în care se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului cu greutatea de peste 3,5 tone, fără ca acesta să fie echipat cu anvelope de iarnă, lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate, se sancționează cu amendă în valoare de 9 până la 20 de puncte amendă și reținerea certificatului de înmatriculare al autoturismului. Nu se impune prin lege o anumită perioadă de timp în care autovehiculele trebuie să fie dotate cu anvelope de iarnă. Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă nu depinde de un anumit interval de timp, ci de condițiile meteorologice.